Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Țiriac acum își povestește tinerețile peste tot pe unde apucă și mai are o poveste... Cu avioane ceva? Da. Și mai povestește și domnul Năstase. Adică și Nesti și Ion Țiriac povestesc rând pe rând care a fost, cum a fost. Și iată o poveste zisă de de Ilie Năstase. Da. Ilie Năstase a povestit cum l-a ars Țiriac. Deci ei sunt prieteni de multă vreme, au jucat împreună, nu știu ce, dar se mai și întâlneau naca-naca, nu știu cum, și în circuitul ATP, în 1971, finala la Madrid, al patrulea meci direct. Ilie le câștigase pe primele trei, deci practic câștigase, nu știu ce, și iată ce povestește Ilie Năstase pentru GSP TV despre Țiriac. Zice, am jucat cu el în finala unui turneu la Madrid în 71, mă rugase să nu-l bat rău. Adică Țiriac îl rugase pe Năstase. Băi, Tănase, așa îmi spunea, mă bați, dar să nu-mi dai 6-0, 6-1. Nu mă faci să par ridicol. Lasă și mie acolo 2-3 game-uri. Țiriac. Blat. Păi, să facem și noi. Da, lasă-mă. Geneza blatului. După care Nesti zice, în concluzie, m-a bătut de m-a zvântat. Mi-a dat 6-0 în ultimul set. I-am bătut obrazul. Iar el, mustăcind, știi ce mi-a spus? Băi, Tănase, fii atent la mine ce spun. Nu dai niciun game, nici lui taică-tu, nici lui maică-ta dacă joci cu ei, da? Lecție de viață. Și Ion Țiriac a câștigat în cele din urmă meciul respectiv cu 7-5, 6-1, 6-0. Deci, practic, domnul Țiriac i-a zis care era filozofia dânsului de viață de la început. Nu dai niciun game și niciun leuț, da, ca să nu vorbim de mărci germane, dolari, euro sau orice altceva ar fi cât de cât de valoare. Dom'le, nu dai la nimeni. Ba chiar dacă se poate să-i păcălești să-ți dea ei ție, așa, deși n-ar trebui să fie, de ce nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.